Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt convins că ați urmărit știrile și ați observat cum domnii Ciolacu de la PSD și domnul Ciucă de la PNL au transformat Parlamentul României în mare adunare națională, adică într-o penibilă prefăcătorie care numai responsabilă pentru soarta națiunii nu e. Și mă refer evident la brutalitatea. Brutalitatea cu care acești doi lideri de partid și subordonații lor din coaliția guvernamentală au forțat adoptarea uneia dintre cele mai importante și dificile legi din această țară, legea pensiilor, care ar urma să influențeze viața a milioane de oameni și nu toți pensionari, și să pună o greutate uriașă pe un buget național și așa cumplit de dezechilibrat. Și după ce săptămâna trecută, joi, dacă nu mă înșel, acest proiect a fost Sanchi, dezbătut și votat în Senat în doar câteva ore, ieri același lucru s-a întâmplat în Camera Deputaților. Audierile, discuțiile, amendamentele propuse, avertismentele specialiștilor, întrebările absolutamente legitime privind sursele de finanțare pentru această lege au fost ignorate. PSD și PNL au trecut cu tăvălugul majorității peste orice observație și protest, completamente opaci la pericolul reprezentat de o cheltuială suplimentară de 55 de miliarde de lei în următorii 2 ani, pe care o presupune textul pe care l-au adoptat, în calupuri de câte 50 de articole odată. Băi, băiete, e ceva năucitor, nemai auzit, n-am mai auzit așa ceva. Au votat câte 50 de articole odată. Dar normal câte se votează? Unul câte unul, se dezbate articol cu articol, nu? Nu știu, nu mă pricep. Păi, cum? Dar cum ar fi ajuns la asta 50? De ce nu au pus 100? Băi, urmează, încearcă cu 50. Și peste toate este stupefiant disprețul cu care parlamentarii puterii și domnul prim-ministru și fostul domn prim-ministru au refuzat să răspundă la cea mai importantă întrebare. De unde banii? Domnii Ciolacu și Ciucă le-au spus colegilor și oricui stătea să-i asculte că se vor găsi surse de finanțare, iar aceștia au repetat ca papagalii această gogomanie care a răspuns la toate cererile de explicații, dar fără să spună nimic concret, fără să indice nicio sursă, pentru că nici n-ar avea cum, că acești bani nu există nicăieri, ei vor trebui produși cumva. Cum? Domnii Ciolacu și Ciucă promit combaterea evaziunii fiscale și creșterea încasărilor la buget. Și asta, vorba colegului Luca, e vrăjeală cu pirații. N-am mâncat noi fripturi de câte ori am auzit promisiunea asta. Se combate evaziunea de zeci de ani în România și nu mai crește, de zici că îi dau un grășământ, nu măsuri de reducere. Așa că nu mai rămân decât ori inflația prin devalorizarea leului și tipărirea de bani, ori creșterea taxelor. Și mai sunt, desigur, și împrumuturile externe, creditele, da? Luate pentru împărțit bani populației, desigur, împrumuturi care sunt oricum din ce în ce mai scumpe, pe măsură ce finanțele României se înconvoie sub irresponsabilitatea guvernanților. Și calea cea mai probabilă, dacă cineva va dori totuși să aplice legea, va fi o nouă creștere a taxelor și impozitelor, pe care guvernul le va scoate tot de la cei care plătesc. Din ce în ce mai puțin, că evazioniștii și infractorii financiari nu sunt interesați de creșterea fiscalității. Evident, pe ei nu îi afectează. Publicația defapt.ro a observat și că, ascuns undeva în adâncul proiectului, există un articol bombă, care prevede că dacă cheltuielile vor depăși un anumit procentaj din PIB, cheltuielile cu pensiile, va crește automat și impozitarea, respectiv contribuția la asigurările sociale de stat. Este vorba de articolul 84 din proiectul adoptat. Deci e clar, PSD și PNL sunt gata să sugrume de tot economia ca să obțină voturi în alegerile de anul viitor și, apropo, toate estimările arată că economia României va încetini semnificativ la anul, iar asta nu va face decât să agraveze problema deficitului. Și oricum, aceste metode despre care am vorbit produc sărăcirea populației, de fapt. Adică fără creșterea economiei, singura cale solidă prin care pot crește și veniturile, mărirea din pix a pensiilor și a salariilor în general, nu înseamnă decât că pensionarii sau salariații vor lua, de fapt, praful de pe tobă, că scumpirile vor eroda foarte repede toți acești bani. Iar situația se poate degrada foarte, foarte rapid. Adică acum pare că lucrurile încă țin, sunt ok. Știți cum spunea Hemingway, cum ați pierdut războiul? Mai întâi încerci, după aia brusc.
Îl mai țineți minte pe domnul Tăriceanu, prim-ministru, care ne spunea în 2008 că duduie economia? Duduia economia. Mai țineți minte cum au crescut atunci parlamentarii populist salariile profesorilor cu 50%? Și cum Traian Băsescu declara ritos la promulgarea în direct a legii, a transmis în direct momentul respectiv, că, și citez, de atunci, ideea că nu sunt bani nu este o realitate, este doar o chestiune de voință. Mă scrăpa capul când îl vedeai pe Traian Băsescu spunând nu e adevărat că nu sunt bani. Și pe Tăricianu, care, mă rog, să-i dăm măcar atât, el s-a împotrivit atunci acelei legi care spunea că nu sunt bani. Același Traian Băsescu a anunțat doar câteva luni mai târziu, după ce câștiga un nou mandat, că România e practic în faliment, că trebuie tăiate salariile și pensiile și mărită dramatic taxa pe valoare adăugată, că altfel se închide țara. A trebuit să vină femeia atunci să ne salveze cu 20 de miliarde de euro împrumut de urgență și condiții foarte dure de reformă și echilibrare bugetară. Și ne-a usturat pe toți ani de zile irresponsabilitatea celor politicieni atunci. Iar dacă totuși mărirea pensiilor nu se va face anul viitor, pentru că nu vor fi bani, evident, domnul Ciolacu are deja discursul pregătit. Noi am vrut, dar nu ne-a lăsat scârbile alea din opoziție. Și UE și femeii. Votați-ne pe noi și vă pansăm după ce ne dați puterea, o să spună domnul Ciolacu. Deci vă rog frumos să nu vă imaginați vreo clipă că acești lideri politici nu știu ce fac. Știu foarte bine și este oribil, este de un cinism monstruos că cineva care este aflat într-o poziție de asemenea răspundere și decizie în România își poate bate joc în halul ăsta de milioane de oameni doar ca să rămână în continuare la putere, mufat la ciolanul și măduvioara banului public. Și singura speranță este ca victimele, adică alegătorii, să înțeleagă ce li se pregătește și să nu plece pe fentă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.